V-ați dori ca Republica Moldova, în perspectivă, să devină un stat european? Dar de ce nu? Cu drepturi de pline, cu... De ce nu? Salarii mai mari? Numai decât, dar fiecare așteaptă așa ceva. Cum vedeți dumneavoastră integrarea europeană prin unirea cu România? Ca o cale mai scurtă sau... Da cum? Tot aceeași țară, poștii, suntem. Nu ne... Numai că Moldova așa l-a apucat să stai o țară mai micuță și... Da. N-ar fi rău. Cunoașteți poate ceva proiecte finanțate de către guvernul român la noi, la noi în țară, în gen? Nu cunoașteți cele peste 1000 de grădinițe reparate din contul guvernului român? Da, păi da. Da, da, ajutoare multe. Da. Pe timpul pandemiei chiar mult, ne-au ajutat. Chiar școli s-au acoperit mult în țară, da. Chiar și pe timpul pandemiei, acum recent mai vin 132.000 de doze de vaccin, spre exemplu. Da, asta e granturi, cum le spun, da, vin da, granturi, da. Dar ce părere aveți despre vaccinul COVID? Da, ce părere? Eu știu. Încă n-am ajuns să ne vaccinăm, că de nu lucrăm noi, dar care lucrează văd că îi impun, eu știu. Ar trebui de făcut, eu mă gândesc. Ce părere aveți dumneavoastră despre integrarea europeană? Ar fi bine pentru Republica Moldova? Cred că da. Tot sperăm la bine. Tot vrem bine, da. Și de ce credeți că anume cu Uniunea Europeană o să ne fie nouă mai bine? Ce așteptări aveți la integrarea în UE? Locuri de muncă, să vii tăți acasă. Ia că te rămân bătrâni și plâng. Și n-are cine-i căuta să duc șcat pe alții din Europa și noștri plâng și mor. Și îngroapă vecine. Da, știți, mulți consideră că dacă ne integrăm în Uniunea Europeană, înseamnă că o să deschidă granițele și toți o să plece. De fapt, integrarea europeană presupune că o să beneficiem de fonduri și investiții europene, eu ca să creăm aici locuri de muncă. Eu, părerea mea, că dacă înșe cu Europa, și bă leafă, și bă locuri de muncă, și bă un trai decent, nu cred că să deschidă granițele, să duc tăți. Dar noi credeți, și mai facem Moldova. Cum credeți noi ca stat independent, cam în cât timp o să ne integrăm în Uniunea Europeană? Nu știu. Dar ce părere ați avea dacă prin unirea cu România s-ar face această integrare? România ca stat deja membru al Uniunii Europene, în baza trecutului istoric și pentru că suntem un neam, vorbim aceeași limbă, avem posibilitatea și dreptul de a ne reunifica și devenim automat țară europeană. Nu știu, membri... nu vă pot spune. Dumneavoastră sunteți pentru integrare europeană, dar referitor la unire vă mai gândiți. Da.